Al termoelectrică Vecea Slavieni este vizat într-un nou dosar de abuz în serviciu. Asta după ce în privința lui a fost inițiată o anchetă în care este învinuit și de îmbogățire ilicită. Atunci, procurorii au percheziționat 5 locații, inclusiv casa lui Eni și sediul unor companii. Potrivit surselor Jurnal TV, a fost percheziționat și sediul firmei Horus SRL, însă procurorii nu au confirmat atunci această informație. Acum însă, dintr-un răspuns al Procuraturii Anticorupție obținut de Jurnal TV, vedem că sunt anchetați penal și conducătorii firmei Horus. În documentul datat cu 24 martie 2022 se arată că responsabilii de la Termoelectrica și cei de la Horus fac obiectul unei cauze penale pornite în baza bănuielii de săvârșire abuzului de putere la desfășurarea licitației privind executarea lucrărilor de modernizare a blocului energetic numărul 1 de la CET2. În baza licitației din 2019 a fost semnat primul contract care prevedea modernizarea instalațiilor de la Termoelectrica, iar banii urmau să fie achitați în următorii 4 ani. Jumătate din suma de 250 de milioane de lei a fost deja achitată. La licitație a fost depusă însă o singură ofertă, una comună a firmei moldovenești Horus și a concernului rus Silavie Mașină. Dintr-un alt document expediat procurorilor de către Ministerul de Interne, vedem că firma Horus, administrată de Valentin Balan, este deținută în proporție de 100% de compania britanică de tip offshore Prominvest Development LTD. Aceasta are doar 2 angajați, dintre care administratorul offshore-ului Daniela Balan este fiica lui Valentin Balan. De-a lungul anilor, Horus a câștigat mai multe licitații cu statul, mai ales în perioada regimului Plahotniuc. Tot Horus a fost cel care a privatizat întreprinderea de stat Vibro Pribor, situată în apropierea gării feroviare, pe un teren de 5,2 hectare. Horus ar fi plătit pentru edificiu doar 1,5 milioane. Dragi prieteni, bună seara! În câteva clipe am vrut să vă prezint o emisiune de acum seara cu intervenția și discuțiile despre Horus. Eu, cât am să vorbesc cu voi acum seara, am să mă pregătesc că e terminat acum emisiunea la 10 și până am căutat cererea de chemare în judecată din partea SRL Horus SRL. Eu aș putea să vă dau și link-ul conferinței mele de presă și a acțiunii mele din 20 august 2021. Fiți atenți! Eu, Vasile Costiuc, în 20 august, anul trecut, imediat după alegerile parlamentare, când la Chișinău deja era clar că este o altă guvernare, trăgeam semnale de alarmă ca să fie stopată licitațiile trucate făcute de către Vecislav Iene împreună cu Valentin Balan, în care își trăgeau niște contracte pe bani europeni, pe sute de milioane de lei. Fiți atenți, august 2021, au trecut septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, suntem în martie, ca presa să se trezească și spună, stați un pic, dar ia uitați-vă că noi luăm bani de la europeni și le dăm unor companii înregistrate în offshore și banii se duc la o întreprindere strategică a Federației Rusă, Silavie Mașină. Și am vrut chiar să vă pun și spune ministru Spânu, tot în interviul ăsta, ministru Spânu, cu nonșalanță, zice că, da, acum nu ne mai încadrăm, deja alții n-au să reușească să mai facă aceste instalații. Eu vreau să vă spun încă o dată că acest ministru Spânu minte cu nerușinare la licitația trucată, făcută în... că eu mi-am notat exact când a fost licitația și am scris plângere la procuratură și la Ministerul de Interne și la Procuratura Anticorupție și la Procuratura Generală. Am mers peste tot și am depus plângeri la care n-am primit niciun răspuns. În afară de faptul că Valentin Vecislav Iene, directorul Termoelectrica, aproape de anul nou, a fost luat de urechi. Dar fiți atenți, ei s-au pornit un dosar pe îmbogățire ilicită. Dragi prieteni, îmbogățirea ilicită este o găselniță a procurorilor noștri care cu siguranță nu duce nicăieri. Citiți articolul de pe Ziarul de Gardă care explică cu lux de amănunte ce s-au întâmplat cu dosarele pornite prin îmbogățire ilicită. Nu se termină cu nimic aceste dosare. Nu este depășire de atribuții, nu este fals, nu este trădare de patrie, nu este licitație trucată, este îmbogățire ilicită. Mai în scurt, Iene nu a greșit cu nimic în fața societății decât s-a îmbogățit ilicit.
Dar ienii mâine au să iasă și a spună, dar cumnatul meu, care noi bănuim că ei sunt rude cu Valentin Balan, mi-a împrumutat și ia uitați-vă contractul asigurat de la notar XYZ, în anul ăla mi-a împrumutat 2 milioane de euro, pentru că el e om de afaceri. Și ce se pot spune? Omul și-a asigurat că toate apartamentele cumpărate din centru sunt în baza unui împrumut de la un om, persoană fizică, juridică, nu mai contează. Și aici vreau să vă spun că dosarele astea nu duc nicăieri. Iar trădarea pe care o văd astăzi, încă o dată îmi demonstrează că băieții ăștia înțeleg foarte bine cum funcționează. Și eu am niște întrebări. Este ipocrizie, este incompetență, este trădarea intereselor naționale, este complicitate să-mi răspundă cei care guvernează țara, ce se întâmplă cu ei. Eu nu că neapărat încă o dată vreau să dau de pământ cu ei. S-au trezit, iar ministrul iese cu nonșalanță și spune că da, alții nu mai sunt. Eu vreau să vă spun că erau companii Siemens, germanii, românii, companii gata să plătească bani, gata să intervină cu tehnologii de ultimă generație și nu cu tehnologia ai secolului 70-80 care vin din Federația Rusă, care n-are nimeni nevoie de ele, dar prin companii offshore. Doi, încă o dată fac apel, cu toate că nu mai am nicio încredere că Procuratura sau Ministerul de Interne sau SISU se va sesiza, să stabilească cum este posibil ca legea să fie călcată în picioare. Vreau să vă amintesc, guvernarea mai trecută au adoptat o lege prin care oricare companie înregistrată în offshore nu are dreptul să participe la licitații de stat în care figurează bani publici, pentru că nu avem încredere, pentru că nu știm unde să duc banii. Și legea prevede că nu poți participa. Horus SRL, care a câștigat un ultim contract din 96 de milioane de euro din bani europeni, Banca Mondială, dacă nu mă greșesc, am toate datele statistice, îi dă în offshore pentru să-l avea în mașină. Și ministrul Spânu, cu nonșalanță, eu înțeleg că este ministru offshore, ministru care are conturi în offshore, un ministru care știe foarte bine cum se operează conturile offshore și nu-i prima, nu ca batere, nu-i prima lovitură economică aplicată. Eu vă amintesc și interconectarea energetică prin care s-au băgat sau au fost făcut posibil ca o companie indiană, între ghilimele, care au avut un singur contract în Kârgâzstan, să câștige o licitație de 260 de milioane de dolari. Eu cred că ministrul offshore știe foarte bine cum se operează. Pe mine mă deranjează comportamentul și atitudinea domnului Lilian Carp, pe care îl cunosc personal. Omul ăsta vorbește în studio cu atâta calm, vorbește cu atâta superficialitate, că ministrul ar trebui să iasă să raporteze, să iasă să facă mai multă lumină. Domnule Carp, dumneavoastră vă bateți joc de noi. Dumneavoastră reprezentați cea mai importantă instituție de control din statul ăsta, așa numitul stat, Republica of Moldova. Dumneavoastră sunteți șeful Comisiei Parlamentare Securitate Națională. Dumneavoastră știți și sunteți obligați să știți ce fac miniștrii, pentru că Parlamentul, domnule Carp, aveți o mare experiență parlamentară. Eu sunt un student pe lângă dumneavoastră. Dumneavoastră știți ce înseamnă statutul unui deputat. Dumneavoastră nu vă comparați cu un ministru. Ministrul este subordonat și este control sub control parlamentar. Dumneavoastră chiar credeți că suntem toți proști? Dumneavoastră vorbiți că ministrul ar trebui să iasă. Dar de ce, domnule Carp, nu spuneți, dai colegul nostru de partid, eu am să fac interpelare să vină la Parlament, să raporteze în Parlament, pentru că Parlamentul reprezintă suveranitatea poporului. Și dumneavoastră ieșiți, spuneți acusarea, dar eu nu am știut de schema asta, bine că jurnalul dat-o, dar eu în toamnă am mers, am vorbit, am făcut sesizări, am mers peste tot, am depus cereri și Lilian iese la 7 luni diferență și spune, oi, scuzați, dar eu n-am știut de schema asta. Ba da, eu sunt sigur că Lilian Carp a știut. Dar încă o dată, minte cu nerușinare când spune că n-am știut și nici nu măcar nu spune că eu sunt șeful Comisiei Parlamentare, Securitate Națională, în subordinea lui Lilian, ca să înțelegeți cum funcționează mecanismul într-un stat parlamentar. Este Serviciul de Securitate, Ministerul de Interne, Procuraturile, cam tot ce înseamnă sistemul de drept în statul ăsta, vârf de lance este Lilian Carp. Și Lilian Carp îmi spune că, da bine că ați făcut voi o investigație, că eu am să mă interesez, dar vedeți cum, las spună Lilian,
Mi-mi pare că aici deja miroase nu ca trădare, dar a interes, a complicitate. Ori vă e rușine să spuneți, tovarăș ministru, n-ai să fii ministru toată viața. O să zbori dracului și tu și toți cei care sunt complici la scheme și la spălare de bani. Eu ce aici vreau să vă spun? Am văzut și fofilarea din platou acum sara în raport cu uzina metalurgică. Ăștia li pun pe tapet acte prin care demonstrează că ăștia aduc metal ilegal, prin contrabandă, prin modificarea codurilor vamale, aduc fontă din Serbia pentru uzina metalurgică. Uzina metalurgică, eu am mers la Rezina și am filmat cum uzina metalurgică lucrează și Lilian zice că eu am să sesizez mâine procuratura, nu știu cine. Lilian, nu o să fiți deputați 100 de ani. Dă, Doamne, să o întindeți 4 ani pe situația în care ați numerit. Dar ce își faceți acum e sub critică, e sub nivelul de critică. Indiferent, putem, oricum știu că sunteți, v-ați înflat în pene, sunteți aroganți, nu, că nu, nici nu răspundeți la telefon. Dar comportamentul vostru miroase a trădare națională. Eu înțeleg că nimeni pe perioada de 10 ani de trădări naționale nu a fost tras la răspundere. Nimeni niciodată nu a fost tras la. Dar nu credeți că și voi am să scăpați de asta. Trădările pe care le fac acum, eu sunt sigur că va exista și trebuie să existe într-un stat de drept dosar penal pe semnarea cererii din partea Ministerului Mediului. Ministerul Mediului și ministra sa, Cantragiu, trebuiau să zboare din minister. Eu vreau să-i spun lui Lilian că el ori să prefaci că nu știe, ori chiar e lipsit de informații total și pur și simplu ocupă un loc în Parlament nemeritat. Nemeritat. Trebuia să fie un oricare alt om în Parlament care să-l doară sufletul, inima, să-l văd că are teagă. Oamenii ăștia ies și așa în televizor se comportă. Da, bine, noi, bravo că ați sesizat, noi vom scrie acolo interpelare. Bă, voi chiar credeți că suntem tăstâmpiți? Eu nu înțeleg. Reprezentanții uzinii metalurgice îmbl în centrul Chișinăului și sfidează bunul simț, legea și statul ăsta nenoroșit. Eu astăzi am fost abordat în centrul capitalei de către probabil reprezentanți, că eu nu știu cine sunt. Ei nu au venit cu legitimație. Și m-au rugat insistent ca să nu mai vorbesc despre uzina metalurgică. Mi-au sugerat că ar putea să mă susțină moral, ca să nu intru în detalii. Știți care e problema? Că n-ai cu ei te plângi în statul ăsta. Să mă duc la Lilian Carp, pe Lilian mă trimite la origini. Să mă duc la Igor Grosu și ăla în general e depășit de tot ce se întâmplă. Să mă duc la Valentin Bălan să mă jălui. Că Valentin Bălan m-a dat în judecat și el 100.000 de lei de la mine. Ăsta care s-a îmbogățit pe scheme. Și aici vreau să vă spun încă o dată. Eu am o întrebare către societatea noastră. Incompetență. Complicitate. Cum poate fi interpretat comportamentul autorităților noastre? Pentru că nu ai și critica. Eu nu mai vorbesc de agricultură. Eu vorbesc strict. Astăzi vorbesc de Horus, pentru că am 7 luni de când vorbesc. Eu cred că pentru asta și-am fost și închis. Pentru asta am fost dat în judecată. Pentru asta s-a hărțuit. Și dacă domnul Lilian, șeful Comisiei Parlamentare, Securitate și nu mai știu cum se numește comisia dumnealui, pentru că e un om extrem de important în statul ăsta, vreau să spun că partenerii lui, a lui Lilian Carp, nu a mei, de Parlament, fracțiunea penalului Șor, penal ușor. Mă hărțuiesc în toate instanțele de judecată, am 4 sau 5 dosare ușor. Dar Lilian zâmbește în televiziune, sigur, el are un salariu, de când îl ține în minte, el e deputat. De când îl ține în minte, Lilian e deputat. Mie îmi place că el e român, el e unionist, el e patriot. Dar pe Lilian nu doare sufletul când un unionist și un patriot e hărțuit de Șor. Eu n-am ajuns în Parlament. Și mă bucur că ei au ajuns cu 63 de mandate. Dar ei îl protejează acum pe Șor. Eu nu mă tem să spun, Lilian Carp este unul din cei mai vinovați oameni pentru că Șor continuă să vândă pirajoașe, cârnați și alte lucruri în toate satele noastre. Eu nu mă tem să spun. Pentru că un șef de comisie trebuia să întrebe, dar în baza la ce funcționează magazinele astea? Comisia parlamentară, securitate. La ce ne dracu să mai... La șeful securității pe care mi l-a lăsat Dodon să mă duc să mă plâng. Păi ăsta mă închide el. Să mă duc la Viorel Chetraru sau la Viorel Moraru, care controlează Procuratura Anticorupție. La cine să mă duc să mă plâng? Sau să sesizez organele? Andrei Spânu spune clar că ei, Horus, Valentin Bălan, va continua proiectul.
Eu îmi manifest dezacordul acum cu Sara și de asta și le dau peste față la toți, pentru că ce își fac ei crimă împotriva statului. Nu mă tem să spun. Liliana e rușine de ministru, dar ministru nu e rușine de nimeni. Lilian se rușinează că ăsta îmblă cu scheme și spune, întrebați-l pe dânsul. Domnul Lilian, dar de ce să nu vă întrebăm pe dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți mai important decât ministru. Pentru că ministrii mâine îi schimbați. Mâine, dacă Comisia Parlamentară spune că ăsta... Dar încă o dată spun, nu e vorba de incompetență. Eu consider că Lilian, care știe foarte bine că o comisie parlamentară sau un deputat poate iniția o comisie parlamentară în care să fie investigat ce s-a întâmplat cu contractele de la termoelectrică, ce s-a întâmplat cu uzina metalurgică, iar comisia parlamentară are competență la nivel de procuratură generală. Comisia parlamentară poate duce un dosar de la X la Y cu interpelări, cu audieri, în Parlament poate fi chemat oricare reprezentant a instituțiilor statului și oricare om să depună mărturii. Iar Comisia Parlamentară, practic, poate pregăti un dosar penal și îl pune pe masa procurorilor care mai departe să meargă în instanță de judecat. Și eu n-am văzut nicio comisie parlamentară care să stabilească măcar pe unul să-l pună la punct. Valentin Bălan mă hărțuiește în instanță, Șor mă hărțuiește în instanță, bratoșii lui Plahotniuc de la cum se cheamă, Bubuieci, 3 dosare am, 400.000, 200.000, 100.000. I-a întrebat pe Lilian dacă îl mai întâlnesc data viitoare, că cu mine n-au să vorbesc. Lilian, câte dosare are de la Plahotniuc, de la Șor? Personal, el doar a câștigat. El e lider politic. El s-a bătut amuia cu Dodon în campanie și de Doamne ferești. El s-a bătut, și mi s-a mai bătut acolo. Grosul, i tăți s-a bătut cu Șor și cu nu știu cine, dar niciunul nu are un dosar. Niciunul nu are un dosar. N-are o amendă, n-are nimic. Eu încep pe zi și trece să cred cu adevărat, eu cred în ce ei spun, că Șor are compromate pe Partidul Acțiunii și Solidaritate, ori sunt complici și fac bani împreună, ori au compromate, Șor are compromate pentru că Șor nu-i atins. Nu mai vorbesc de Dodon, de Dodon toți au uitat. Acum seara am vrut să vă atrag atenția la chestiile pe care eu nu le pot tolera. Eu fac încă o dată adresare. Dacă Lilian Carp nu poate să facă nimic, îi smânile legate, în fracțiune nu există unitate, să-și dea demisia. Pentru că va rămâne mai departe un patriot pe care îl știm, îl cunoaștem, decât să murdărească în halul în care se întâmplă acum, mai bine să retragă cu totul sau să-și dea demisia din funcția de președinte a comisiei, să rămână un simplu deputat, decât în halul ăsta, pentru că te duci cu un nume pătat. Lilian, viața nu se termină după 3 ani de mandat acum. Tu n-ai să fugi, sper eu, că n-ai să te duci în Elveția să trăiești, că nu ți-ai luat imobile în Elveția. Eu vreau să-l întreb încă o dată pe această cale, că ei cu mine de când m-a arestat Viorel Morare la indicația, probabil nu mai intru în detalii. Sergiu Litvinenko și alții. Vreau să-l întreb. Ce se întâmplă cu cariera de la Micăluz? Domnul Carp, vreți să intrăm în discuții? Când sunteți disponibil să mergem la cariera de la Micăluz? Dacă am o provocare pentru Lilian Carp. Când mergem la cariera de la Micăluz? Pentru că după ce am făcut o sumedenie de filme în carieră, și Alexandru Slusor a fost. Ce se mai întâmplă cu cariera de la Micăuț? Unde se duc banii? Domnul Carp, haideți să fim sinceri. Unde se duc banii de la cariera de la Micăuț acum? Da, ești șeful Comisiei Parlamentare. În campanie electorală erai tare interesant de cariera de la Micăuț. Erai foarte des la cariera de la Micăuț. Unde se duc banii astăzi din cariera de la Micăuț? Cine a luat bani de la uzina metalurgică pentru promovarea proiectelor, pentru ca această uzină să lucreze și să producă bani? Probabil și pentru Chișinău, și pentru Tiraspol, și pentru Gușan, și pentru guvernarea de la Chișinău, sau pentru o parte din guvernare. Domnule Carp, dacă dumneavoastră credeți că noi nu înțelegem cum funcționează sistemul de corupție, vă greșeți. Eu sunt foarte dezamăgit de prestația guvernării. Nu că dezamăgit, dar foarte dezamăgit. Și de altfel, sunt foarte, foarte mulți. Acum am promis că ne comportăm decent pentru că e război în Ucraina și noi nu vrem destabilizări. Dar ce-și faceți voi acum? E dezastruos. Pentru noi, pentru perspectivele noastre, e dezastruos. Dacă voi nu vă luați în mâini, nu vă treziți la realitate și critica noastră este una constructivă. Pentru trolii care azi comentează și au să comenteze iar la videourile mele, pupători de funduri sunt foarte mulți. Sunt mii și mii de profile făcute de băieții din PAS, din băieții din PSRM, mai ales Șor are un ștab întreg de troli. Pupători care să îmble din urma lui Lilian, să-i spună șeful, dar tu ești genial șeful. Să știți că pupătorii de fund l-au îngropat și pe Filat, că au pierdut realitatea, l-au îngropat și pe Plahotniuc, pentru că ăsta
s-au înconjurat cu pători de ăștia. Eu nu aștept nimic. Nu-mi trebuie o funcție din statul ăsta. Nu-mi trebuie absolut nimic. Nu vreau să vă văd nici pe unul. Nu vă vreau să vă cunosc nici pe unul. Dar vreau ca statul ăsta să trăiască liber. Fără oligarhi, fără cariere privatizate, fără uzină metalurgică care plătește în buzunar televiziuni și nu știu ce. Și fără ipocrizia conducătorilor. Să ierți pe 7 luni și spui că da, scuzați, dar eu n-am cunoscut, dar eu n-am știut. Erai obligat să știi. Securitatea e obligată să raporteze. Și eu sunt sigur că raportează securitatea noastră, astăzi raportează și pe masa lui Lilian Carp sunt extrem de multe documente care conțin scheme, cifre, date și care nu se finalizează cu nimic. Fiți atenți! După ce au plecat Dodon de la guvernare, au apărut în spațiu public multe documente semnate de serviciul de securitate prin care erau informați șefii statului. Și se întâmpla? Nu se întâmpla nimic. Și mi se pare că acum se întâmplă același lucru, numai că schemele deja lucrează pentru cei care au venit acolo la guvernare. Eu am vrut pe această cale să-mi manifest dezacordul și îmi pare rău. Îmi pare rău. Nu vreau să fiu nici cu Mătru, nici cu Lilian, nici cu alții. Dar îmi pare rău de ipocrizia lor. Comportamentul ăsta lor. Dar lasă că Vasile, noi ia să vinim, ia să vezi, le arătăm, dar pe noi, ei, wow! Am umblat ca proști și am spus, votați PAS. Și acum oamenii îmi scot ochii, bă, dar tu ai spus să votăm PAS. Și eu și să le spun acum. Ai înțelegi, trebuie să avem răbdare, ei lupt cu corupția. Și mă întreb, dar cu cine lupt cu corupția? Că noi încă n-am înțeles. Cine-i corupt? Și ori e corupt sau nu-i corupt? Tauber, azi Tauber a făcut conferință de presă și îi învață pe cei de la PAS care ar trebui să fie agenda lor. Eu vreau să-l întreb pe Lilian, lor nu le rușine de comportamentul. De exemplu, pe mine mă sfidează nireasa asta lui Șor, pe mine mă sfidează Radu Mudrea, care e milionar împreună cu Pierju, care și-a bătut joc de fermieri și acum Pierju iese și vorbește din numele fermierilor. Pe mine mă sfidează public când iese bandiții și care sunt milionari, care au făcut bani pe seama noastră și acum ne învață pe noi cum noi trebuie să trăim și trebuie să facem. Dar nu pe noi, dar pe guvernare. Și iese Lilian Sara cu nonșalanț și vorbește așa. Da, înțelegeți, noi, eu n-am știut, dar mă sesizez. Lilian, tu nu ești student. Eu vreau să aduc aminte că ești șeful Comisiei Parlamentare Securitate Națională. Dragi prieteni, dați-vă voi cu părerea, pentru că mai departe eu nu știu ce să vă spun. Mie mi-e rușine. Mi-e rușine de guvernare, mi-e rușine de Lilian Carp, care îl consideram un patriot, un român, un băiat de-a nostru. Ăsta dacă vine, le zboară mușii la toți. Mi-e rușine de cealaltă de la Comisia Agricolă care e vecin cu mine. Mi-e rușine de așa oameni. Eu am așteptat de la ei acțiuni, nu bazar de ăsta de babi disânflate, babi buhnite de ăstea. Ei, da, păi și să facem noi, înțelegi, noi trebuie să respectăm legea. Dragi prieteni, vă doresc o seară bună, deja e târziu. Eu mi-am manifestat. Dacă cei din serviciile speciale vor să se intereseze cum operează băieții șmecheri de la Rezina, o pot face. Eu sunt gata să colaborez cu ei. Dar mă tem că pe zi și treci, povestea asta de succes care se numește oamenii buni, se disânflă. Și se disânflă în favoarea lui Dodon, a lui Ivan Ceban, a lui Șor, care sondajele plătite de Șor îl arată că l-are pe cal. El împreună cu Igor Nicolaevici, Nicolaevici în față pe cal și ăsta din spate pe cal. Ei amândoi scuprind unul pe altul și spun, dacă noi avem mai mare rating decât Maia Grigorievna. Și Maia va pierde următoarele alegeri și locale, și parlamentare, și prezidențiale, din cauza la ăștia oameni buni, care s-au trezit în Parlament peste noapte. Unii, alții deja au câte 10 ani, 15 ani de parlamentarism și care ori s-o lichide scheme, ori chitesc schemele de care se lichească, ori pur și simplu sunt incompetenți și îi spun, mie mi-ajunge salariul, am 40-50 de mii de lei, dar și-mi trebuie mie să mă sfădesc cu Nichiforciuc, să mă sfădesc cu Șor, dar nu mă sfădesc eu cu nimic, dar nu trebuie, las că este Costiuc, el a să urle, el a să iei în bot, o să-l batem, o să-l închidem dacă nu ne place. E că asta e realitatea noastră. Luptători nu mai sunt. S-a distrus toată dreapta. Noi nu avem opoziție. Șor nu e opoziție, Șor e grup infracțional. Dodon, mai mare trădător ca el, nu am avut istorie, ăștia nu sunt opoziții. Noi avem obligație să ne consolidăm. Pupătorii de fund să rămână acolo unde sunt ei, nu mă interesează. Pupătorii de funduri, mânțăniu lui Bojăcă. Noi propunem să avem un grup constructiv și să venim cu subiecte clare. Înseamnă că și am vorbit eu până acum se confirmă prin acte, prin dosare. Am vorbit despre uziana metalurgică, am vorbit despre actele emise de ministra mediului.
toți s-au confirmat. Am vorbit despre Horus, am vorbit despre Ieni, mie îmi pare rău că justiția, încă o dată repet, justiția în Republica Moldova, și pun mâna în foc pentru asta, e condusă și controlată de Viorel Morar. Țineți minte ce vă spun. O să vină momentul când o spun, bă, dar păi, da, păi Litvinenko, da, păi Olesea Stamate, dar păi Lilian, el e șef pe comisie, cu drepturi, cu nu știu și, bă, ăștia și n-au văzut. Și țineți minte când o să iasă și ei și vă spun eu la Iveală. Lilian va ieși iarăși cu nonșalan și spun, dar noi n-am știut. Eu, de exemplu, eram ministru justiției, noi avem judecători, Consiliul Suprem a Procurorilor, Consiliul Suprem a Magistraturii, eu nici nu m-am gândit că Viorel Morar, el conduce ca și Plahotniuc din spate. Lilian, ai știut foarte bine cum Plahotniuc o condus din spate, când n-avea nicio funcție. Și tu erai un băiat apropiat de cercurile de putere, știi foarte bine. Și singur ai recunoscut că îți pare rău de anumite lucruri care s-au întâmplat. Și acum se întâmplă la fel. Voi nu controlați nici 10% din justiție. Nu controlați nici 10% din justiție. Și dacă voi credeți că lucrul ăsta poate dura la nesfârșit, nu. Eu vă spun că nu. Și destabilizările care am vorbit eu în ianuarie când m-ați arestat. Și Lilian nu a scos un sunet, atât patriotul nostru. Dacă l-a arestat pe Dodon, eu cred că Lilian Carp avea să iasă cu placatul în fața procuratorii să-l apere pe Dodon. Dacă l-a arestat Șor, eu cred că Lilian avea să iasă să-i spună că îi se încalcă drepturile procesuale penale. Dar eu care am lucrat pentru PAS și am fost închis, abuziv, și o să vedeți dosarul, eu acum nu pot să-l public, am public tot dosarul, să vedeți toată debilismul făcut. Lilian nu a făcut o interpelare, spună. Domnul procuror, ia arătați-mi ce ați făcut pe băiatul ăsta. Ce a făcut el? Ce crimă a făcut Costiuc de îl închideți la domiciliu? Lilian, ai și tu copii. O să vină momentul când câinii procurori al lui Viorel Morar o să-ți percheziționeze copilul tău. O să-ți intimideze soția. Și eu atunci am stau sub apartament tot și am strâng, pentru că eu nu-s ca tine. Eu nici departe nu-s ca tine. Eu am simț, am bun simț și am conștiință națională și aici n-am văzut nici la tine, nici la Grosu și nici la unul dintre cei care mă sunau când le arde fundul. Când eu eram pe drum la Leova și mă sunau Vasile, e lovitură de stat la Curtea Constituțională. Sună, fă live și spune la oameni să vină la Curtea Constituțională. La mine s-au păstrat toate mesajele. Toți s-au păstrat. Chiar dacă mi-a luat telefonul. Eu am redirecționat, eu am făcut arhivă. Vă dată să trebuiască însă public, pentru că asta e istoria noastră. Dar vreau să vă aduc aminte că voi n-aveți gram de obraz. Bărbătește, vă spun. Bărbătește, nu mă interesează politica. Eu vreau să rămân agricultor, la mine pumnii stă de juliți, râschiți, ca astea, oligarhii pe care voi închideți. Eu vreau să vă spun în public, eu nu sunt ca terfăloajele prin spate, prin colțuri, eu nu bârfesc prin bieșuri, la cumătre. Eu vă spun în față și dacă mâine mă întâlnesc cu voi la Parlament, vă spun exact lucrul ăsta, Lilian. Numai că nu ne putem întâlni, că voi sunteți atât de mari. Voi așa de tare ați zburat în sus, că voi nu mai vedeți în jos pe nimeni. O fost mai mare, Lilian, și au căzut așa de sus și așa de zdrunjenător sunat din urma lor. Eu vreau să vă spun să vă treziți la realitate. Treziți-vă la realitate, porniți telefoanele, vorbiți cu oamenii, că o să vă prindă bine. Iar partenerii pe care îi îngropați acum s-ar putea să fie de aur în viitorul parlament. Nu uitați că alegerile peste un an jumătate locale, pe urmă vin prezidențiale și parlamentare. Gândiți în perspectivă. Voi ați distrus toată opoziția. Voi ați călcat în picioare toată dreapta politică. Pe toți ați gătuit. Pe toți i-ați mântuit. Și asta o spun cu siguranță. O făcut-o pasul. Partidul Acțiune și Solidaritate, având consilieri pe care l-au consiliat pe Filat, o distrus toată dreapta ca să sui. O mers pe capurile oamenilor ca să ajungă în vârful bradului. Și acum ați ajuns în vârful bradului. Nu vă dăunează usatei. Pentru că cu mâinile mele l-ați gătuit pe usatei. Cu mâinile mele, practic, ați scăpat și de platforma, da? Și pe mine m-ați gătuit. Și ați rămas singur cu Șor și cu Dodon. Ăștia sunt aliații voștri. Ăștia sunt partenerii voștri. Voi trebuie să vă răspundeți voi la întrebări. Cu ăștia să faceți. Dar eu sunt sigur, pentru că voi nu sunteți grețoși. Voi și în următorul mandat, dacă n-ați vă ajung 20 de mandate, o să faceți alianță cu Șor și cu Dodon. Eu pun cap pe trunchi că voi așa ați procedat. Pentru că ați mai procedat în 2019. Și n-ați avut grețuri, amețeli, n-ați vărsat nici unul pe la colțuri. E cinic și politica e cinică și sunt cinici policienii ăștia, dar nu știu dacă mai rămân oameni pe care să-i avem lângă noi. Noi am rămas singuri, am rămas o mână de oameni luptători. Restul sunt așa un fel de șefi de comisii. Șefi de comisii care, aș spune eu mai mult despre partenerii de parlament al lui Lilian, care
fură bani de aici, ca să nu spun altfel, și investesc în România, că ei n-au încredere în viitorul țării. Lângă Iași acolo fac depozite reale, cumpără pământ. Liliana, așa e că știi. Știu că știi. Și mult știi. Și îmi pare rău că suntem proști. Neamul ăsta, care votăm și care tășim. Dar oamenii își trăiesc viața, își cumpără vile. Andronache termină construcția în centru. Nichi Forciuc bebe în baruri. Ia ca așa, au venit niște timpuri bune pentru bandiți de... Tocmai îi invidiez. Îi invidiez cât de prost am fost, cât de prost am fost, pentru că eu recunosc. Atât de întunicat la minte și cu ajutorul meu a dat atât de mult în capul lui Dodon ca să suie în vârful bradului. Și acum s-a suit și s-a apucat de cules ghindele. Lilian, sănătate, ție. Că azi e emisiunea despre Lilian Car. Eu nu vreau să-l... ofensez, n-am obiectivul ăsta, dar și-am văzut acum Sara m-a lăsat iar perplex. Și nu-i prima dată. Eu înțeleg că comportamentul lui Lian i-a făcut posibil, a făcut posibil ca el să mențină pe linie și probabil și-a asigurat încă un mandat și pe următorul parlament. Față de alții care au fost mai brutali. Politica e murdară, fraților, pentru că o fac oameni care n-au repere morale. Moralitatea e o mare povară în societatea noastră. Cei morali au plecat practic de acasă. Cei morali lucrează la construcții, cei morali au plecat. Au rămas oamenii amorali, milionari. Știți cum mă tratează pe mine? Pentru că eu am avut acces, am vorbit cu mulți dintre ei, ca pe un prost util. Și îmi pare rău de lucrul ăsta, pentru că eu am fost sincer tot timpul cu ei. Cu toți. Băi, hai să schimbăm. Luptăm cu propaganda, cu corupția, luptăm cu armata de ocupație. Dar ei aveau alte scopuri. Ei au scopuri să fure, să îmbogățească, să lingă pe botcușor. Cu Dodon, să-i îndrepte cravata lui Filat. Și mă uit că o parte din colegii lui Lian au devenit mari șef în România. Care sunt milionari. Aici au furat atâta, care m-au dat în judecată, care m-au hărțuit până acum. Acum sunt mari șef la București. Mari șef. Și scuturi din cap și nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic. Și se întâmplă mai departe cu țara asta. Vine un dezastru, ori ei nu vor să recunoască, ori ei pur și simplu își gătesc torbile cu bani și când a să vină momentul, pur și simplu tăgădâc, 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 tăgădâc. Și noi suntem ca proști și să ne uităm la ei. Nu mai vorbesc mai mult. Sunt sigur că Carp nu se mai salut cu mine, ca și Bolea, ca și alții. Dar cred că ori să... Oi trăi eu cumva și fără saluturile lor și fără dragostea lor, ca și mulți moldoveni care nici nu știu cum îi cheamă pe ăștia. O seară frumoasă. Învățați, fiți morali. Moralitatea e un aspect fundamental. Fundamental, fără moralitate nu faci nimic. Cu regret, Iura Roșca e cea mai bună expresie a politicienilor de la Chișinău. Și cam toți așa. Cam toți așa. Numai că o parte se mai fofilează și încă noi nu i-am descoperit. Tărie, fraților. Eu însă rezist.